fiu spiritual părintele Serafin Tău. Semănați foarte mult și la comportamentul nostru, și la felul de a vorbi, și la felul de a ține predici. Pentru că veniți la predici, ca să vă spun așa, pregătit. Și eu de la noastră aflu mereu lucruri noi, chiar duminică. Când ați văzut de acele trepte ale perfecțiunii, ăsta, mi-am dat seama că este un adevăr extraordinar pe care dumneavoastră l-ați găsit în cărțile Sfinte. Eu vreau să vă mulțumesc. Părintele, nu știu dacă cunoașteți ce... Mi-a făcut o carte, Drumul spre Biserică, Gânduri și rânduri creștine. Acum, în creația mea, poezii creștine, aforisme creștine, niște nuvele creștine. Și vreau să vă spun că este cea mai frumoasă carte mea, în ce sens? Am întâlnire așa cu cititorii care îmi cer mereu, aduceți-ne Drumul spre Biserică. Pentru că din această carte, copiii, unii dintre copii, găsesc drum, calea spre Biserică. Și eu aș spune că biserica noastră încă nu se bucură de locul pe care ar trebui să-l aibă. Iată, noi suntem aici, suntem și oameni care cunosc, iată, colegii mei ziariști, colegii mei profesori. La sfârșitul anilor 80, centrul spiritualității noastre era Uniunea Scriitorilor. Acum, cu regret vă spun acest lucru, pentru că sunt scriitor, centrul se mută spre biserică. Deci, biserica este cea care consolidează națiunea noastră, neamul nostru. Și văd foarte multă lume care se regăsește în biserică. Este un lucru extraordinar. Regret numai că oamenii noștri politici nu găsesc drumul spre biserică. Pentru că de 20 de ani, de ce nu ne merge? Și am scris despre acest lucru. Pentru că oamenii noștri politici au un proverb preferat. Fă-te frate cu dracul până treci punte. Dar eu am spus, cine se face frate cu dracul, nici puntea nu trece, dar nici de el nu mai scapă. Iată de ce o ducem greu. Iată de ce o ducem rău. Atunci când, la sfârșitul anilor 80, când ședințele Parlamentului, ale Guvernului, începeau cu Tatăl nostru, ne mergea mai bine. Acum, de când începem cu acest proverb, care a devenit parcă o imnă a Republicii Moldova, ne merge rău. Eu aș vrea să vă felicit pentru acest simbozion deosebit, să-l felicit pe Părintele Octavian Moșin, pentru că a organizat și a adus oameni, ia uitați-vă, este internațional, a adus oameni din diverse locuri și din țară, din Federația Rusă și din Republica noastră. Să vă felicit și să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a vă vorbi astăzi. Mulțumesc! Și am o deosebită simpatie față de acest om care nu mai este mai. În ultimii ani ai vieții spunea că revede un singur lucru. Iar la întrebare care? Că nu sunt ca mama. Pentru că eu, căutând prin atâtea biblioteci, am rămas omul în certitudine, iar ea având doar o singură carte, Biblia pe masă, era omul în certitudine. Bunul Dumnezeu să ne dea cuget bun ca să găsim calea, adevărul și viața, care într-adevăr este numai cu Dumnezeu. Vă doresc și dumneavoastră, frate Nicolae, să găsiți drumul spre biserică și noi creștinii mergem spre mântuire, nu singuri, egoiști, dar să luăm din urmă o pleadă de oameni care ne-ar urma pașii noștri. Permiteți-mi să ofer cuvântul unui stimatului profesor Ion Ieremia, o personalitate în domeniul istoriei, un om cu suflet mare, care l-am cunoscut mai mulți ani în urmă, și cea care în drumul foarte mulți tineri la doctorat, iar tematica lui Gita este tocmai istoria bisericii. Totodată, astăzi, simpozionul este realizat în comun cu Centrul de Studii Imperiale Chișinău-Oradea, pentru că pământul acesta totdeauna a fost la granița din imperii și a făcut parte din tot felul de imperii, indiferent cum s-au numit și se vor numi de acum înainte. N-a avut acea soartă aparte să fie independentă și de sine stătătoare. Astfel, despre această trecere de la un imperiu la altul, de la cel otoman spre cel rus, va vorbi profesorul Ion Ieremia. Bună asistență, doamnelor și domnilor. S-a observat deja, deci, că simpozionul nostru se numește Biserica Ortodoxă din Interfluviu Crotonistrean 1813-2013.
Eu am hotărât să mă opresc la o problemă puțin anterioară anului 1812, fiindcă, evident, evenimentele care au avut loc după acest an au avut și o anumită preistorie. Tema comunicării mele de Senatul Cler din Moldova, în anii 1768-1791, între Rusia Ortodoxă și Imperiul Otoman Islamic. Perioada anilor 1768-1791 este o perioadă crucială în istoria Moldovei, perioada care a creat în societate un context destul de tensionat în legătură cu cele două războaie ruso-turce din perioada respectivă. Cât o s-a încercat și se mai încearcă și astăzi să argumenteze teza privind însemnătatea progresistă a acestor războaie pentru țara Moldovei, cred că este de subliniat faptul, în primul rând, ele au provocat mari suferințe umane și pierderi materiale. Voi aduce doar un singur exemplu din scrisoarea maiorului von Rahn, aflat în serviciul Rusiei, care relata despre situația dezastroasă din Moldova în timpul cuceririi acesteia. În una din ele, scrisă la Lozova, pe 2 ianuarie 1789, informând corespondentul său despre operațiile militare, numitul amintește mai multe localități, Drăgușeni, Prostești, Gangura, adică mai multe sate din partea centrală a regiunii dintre Nistru și Prut. Cu precizarea, citez, satele erau jefuite și arse. Detașamentul meu aflat la întoarcerea în tabără, pe drum și lângă biserică, care se afla lângă drum, țărani, care împreună cu soțiile și copiilor, circa 100 de oameni, au încercat să se salveze. Dar, adunați lângă biserică, au înghețat în zăpadă și s-a poruncit ca ei toți acolo să fie îngropați în pământ. Părerea de rău, dar autorul scrisorii nu precizează locul exact al acestei biserici, așa că probabil nu vom afla niciodată decât poate întâmplător locul acestei înmormântări comune. Iată, în această situație, evidențierea conduitei unor personalități, care nu pur și simplu au fost martori oculare ale celor evenimente, dar în virtutea funcțiilor lor au trebuit să ocupe personal o anumită poziție, prezintă un interes deosebit. De aici scopul comunicării de față, de a urmări poziția înaltului cler din Moldova, dar mai ales garanțiile pe care ei le puneau în ajutorul din partea Rusiei și rezultatele scontate într-un context istoric bine determinat. Printre personalitățile marcante se numără în primul rând metropoliții Moldovei. Educația tradițională ortodoxă, îndelungata practică de supraviețuire în fața tendințelor de grecizare a culturii moldovenești, au fortificat speranțele înaltului cler în vederea obținerii unui sprijin dezinteresat din partea Rusiei Ortodoxe, sprijin care, nici pe departe, nu prevedea nici intrarea în componența Imperiului Rus, nici dominația politică a Rusiei, nici eventuala rusificare a societății moldovenești în locul grecizării, căreia îi se opuneau cu vehemență. În contextul realităților de atunci, când Rusia declara că scopul ei principal este eliberarea popoarelor ortodoxe de sub dominația islamului, era absolut normal ca înaltul cler din Moldova să vadă anume în Rusia acea forță pe care trebuia să se sprijine în realizarea propriilor deziderate. În orice caz, la această etapă, clerul din Moldova nu avea niciun motiv să se împotrivească planurilor Rusiei. Simțământul datoriei față de creștinătatea ortodoxă și credința în forța militară a Rusiei au determinat de la bun început alegerea. Era absolut normal ca ei să colaboreze cu Rusia, ceea ce, fără îndoială, i-a pus uneori în situație de conflict cu domnia, dar întotdeauna în situație de conflict cu poarta, conflict care trebuia atenuat, mascat, pentru că alegerea făcută în favoarea Rusiei, în cazul în care aceasta nu a reușit să obțină o victorie sigură asupra porții, să nu le aducă ulterior prejudicii lor și țării. Sursele istorice atestă cu lux de amănunte implicarea metropolitului Gavril Calimachi în negocierile cu partea rusă încă în toamna anului 1768. S-a formulat și concluzia că partida filorusă era destul de puternică printre boieri. Însuși domnul țării, Grigore Calimachi, nepotul de frate al metropolitului, fiind compromis și din această cauză, pierzându-și și capul. Metropolitul trece fățiș de partea Rusiei și lui este încredințată administrarea Moldovei, fiind ajutat de încă doi boieri moldoveni.
Totuși, în decembrie 1769, mitropolitul nu merge cu delegația la Peterburg. După cum demonstrează Daniel Nuiță Danilescu, istoric la Iași, pe la 1772, în această puternică partidă boierească filorusă, nu mai rămâne nimic, manifestându-se ostilitatea boierilor moldoveni față de politica filorusă angajată a mitropolitului Gabriel. Destrămarea rapidă a partidei filoruse din Moldova ne duce la gândul. Este vorba într-adevăr de o puternică partidă filorusă sau poziția inițială a boierilor a fost determinată doar de succesele militare ale armatei ruse. Manifestul Ecaterinei a II din 19 ianuarie 1769 adresat către popoarele slave de confesiune ortodoxă include creștinii din Moldova, Valahia, Muntenia, Bulgaria, Bosnia, Herțegovina, Macedonia, Albania și alte regiuni care nu sunt nominalizate. Așadar, prin enumerarea Moldovei, Valahiei și Munteniei, dar și prin considerarea poporului din acestea și din Albania, popoare slave, manifestul împărătesii din nostru o cunoaște neslavă, sau poate era o falsificare voită a situației din Balcani. Manifestul îi cheamă să se unească, să înlăture jugul turcesc și să se recapite independența, să contribuie la succesele armatei ruse care va intra curând pe teritoriile lor. Între 20 și 22 septembrie 1769, trupele ruse au intrat în Botoșani, unde au fost întâmpinate de cler și boieri, refugiați până acum în pădure. Aceștia au exprimat cuvinte de mulțumire pentru eliberare de sub jugul necredincioșilor. După aceste evenimente în biserică, după Sfânta Liturghie, cei prezenți au depus jurământul de credință împărătesei, alcătuit jurământul de autoritățile militare ruse, prin care se declarau supuși benevoli sub stăpânirea împărăției, se obligau să respecte toate poruncele împărătesei care vor fi date pentru țara Moldovei. Către data de 26 septembrie 1769, trupele ruse ocupaseră capitala țării, orașul Iași, întreaga Moldova. Detașamentele rusești au fost întâmpinate, iarăși de cler, în frunte cu mitropolitul Gabriel Galimachie, care au depus jurământul de credință de asemenea față de împărăteasă. Mitropolitul, în puterea dată lui de Dumnezeu, poruncește creștinilor ortodoxi să fie supuși credincioși împărăteasei și solicita locuitorilor să se pronunțe nu numai solemn, ci din toată inima, jurământul. Cei care nu vor face acest lucru sunt blestemați și dați anatemii. A doua zi, pe 27 septembrie, în toate bisericile din Iași s-a depus jurământul de credință în împărăteasei. Desigur apare întrebarea. De ce le-a trebuit autorităților militare ruse depunerea jurământului de credință față de împărăteasă, dacă, după cum am menționat că se spunea în manifest, scopul era lupta împotriva otomanilor și obținerea independenței Moldovei. Deci, practic, nu era nevoie, dacă urmăm cu fidelitate jurământul, manifestul, de a mai depune un jurământ de fidelitate. Aflându-se la Iași, comandamentul militar rus se adresa cu un manifest locuitorilor Moldovei, în care îi anunța că majoritatea clerului înalt și a boierilor din Botoșani și Iași au depus jurământul solemn. În continuare, manifestul anunța locuitorii despre înalta milă și protecția împărătesei, cu precizarea că trupele rămân în Moldova doar cu unicul scop de apărare a acestui popor pravoslavnic. Manifestul a fost urmat de un ordin adresat divanului, în care se preciza că divanul și în continuare rămâne să-și exercite vechile sale obligații, dar toate chestiunile pentru hotărârea definitivă să fie date comandantului principal al armatei, până când Măria sa imperială va binevoi să aleagă pe cineva pe care să-l înzestreze cu demnitate de domn. Divanul, în numele împărătesii, se trimite porunci în toată țara, pentru ca toți locuitorii să depună jurământ solemn. Textele acestor jurământe, în original, întărite de preoți, să fie trimise la divan, iar acesta să le confirme autenticitatea și să le trimită comandantului principal al oștilor lăsate în Moldova. Așadar, și în această situație, slujitorilor cultului
anume preoților din satele Moldovei, li se rezerva obligația de a convinge populația să depună jurământul de credință și să confirme acest fapt prin acte originale. Evident, teama de a fi blestemat și dat anatemei, despre care am amintit mai sus, erau argumente decisive în luarea hotărârii respective de către locuitorii Moldovei. Domnul de atunci al Moldovei, Constantin Mavrocordat, nu a susținut intrarea trupelor ruse militare în țară, ulterior a fost luat în prizonierat și omorât de către un ostaș rus. Odată cu aceasta, instituția domniei a încetat să mai funcționeze în Moldova, fiind instaurată administrația militară rusă din septembrie 1769 până în ianuarie 1775. În fruntea divanului a fost pus general-majorul Cernoievici, care în aprecierea istoricului militar rus Petrov era guvernatorul civil al Moldovei. Manifestul lui Rumianțev din 31 octombrie 1769 este destul de convingător în intențiile țarismului. El îi chema pe locuitori să creadă că eliberarea lor este irreversibilă și că integritatea țării lor, așa ca o proprietate deja a Imperiului Măriei Sarei Imperiale, va fi păstrată întotdeauna. Evident că o asemenea întorsătură a lucrurilor, Moldova, proprietate a Imperiului Măriei Sarei Imperiale, nu putea să nu liniștească clerul și boierimea locală. Iată, în această situație, inițiativa politică a fost preluată de înaltul cler din Moldova, în frunte cu mitropolitul țării Gabriel Calimache. Pe 5 decembrie 1769, mitropolitul se adresa lui Panin cu rugămintea să contribuie la aceea ca solia moldoveană, care va fi trimisă la Peterburg, să fie primită și de către Ecaterina a II-a. În scurt timp, spre Peterburg, a fost trimisă o solie din persoane ecleziastice și laice. Ei duceau o scrisoare cu data 10 decembrie, semnată de 9 fețe bisericești, printre care și mitropolitul Gabriel, și 29 de laici, în total 38 de persoane. Textul scrisorii atestă limpede că se solicita asigurarea protecției, redat de autorii scrisorii prin termenul acoperământ. Cu alte cuvinte, clerul și boierii moldoveni înțelegeau cu totul altfel decât curtea de la Peterburg și autoritățile militare ruse, opinia cărora este prezentată mai sus, esența eliberării. Este foarte important de subliniat și faptul că traducătorii ruși de la fostul Minister de Externe nu au redat esența sintagmei a fi sub acoperimentul vostru cel preaputernic din textul scrisorii, accentuând cu totul o altă nuanță, anume supuși credincioși și robi ai măriei voastre imperiale. Ecaterina a II-a era absolut conștientă de rolul bisericii în societate și pe 16 decembrie 1769, până ajunge solia la Peterburg, și-a adresat un manifest către clerul din Moldova, în care îi cerea să contribuie la aceea ca poporul să respecte jurământul dat, să nu se lase provocat în favoarea dușmanului, avertizând că mila, apărarea și protecția, care sunt supușii noștri iubiți și credincioși, va depinde de credința și râvna voastră către slujba noastră. O lună mai târziu, pe 16 ianuarie 1770, Rumianțev se adresa clerului și boierilor moldoveni cu o depeșă, în care i-a anunțat despre sosirea zilele acestea a soliei din Moldova, solie care va fi primită și de țarină. Rumianțev i-a asigurat pe moldoveni că va păstra obiceiurile și va lăsa în țara lor guvernul așa cum a fost și până acum. Da, dar până acum nu a fost doar așa. În fruntea țării se afla domnul, care, în aprecierea lui Dimitrie Cantemir, era semnul vredniciei și slobozirii. Evident, nu puteau clerul și laicii să nu observe lipsa domniei, acest semn al vredniciei și slobozirii, dar nici să se pronunțe deschis și să-și manifeste nemulțumirea, nu era cazul, deci aici erau trupele militare ruse. Cu alte cuvinte, are loc decapitarea țării Moldovei de conducerea supremă laică, țara fiind lipsită de institutul domniei, ceea ce asigura existența statului propriu-zis.
Pe 18 aprilie 1770, clerul și boierii moldoveni la Peterburg prezentau un nou document guvernului rus cu propunerea referitoare la organizarea administrației în Moldova. Dintre aceste propuneri, Mitropolitul Moldovei împreună cu boierii să participe la ședințele divanului și să judece locuitorii Moldovei conform obiceiului moldovenesc. Boierii cer ca orașul Bender să fie luat din stăpânirea otomanilor, deoarece acel oraș stă ca o rană netămăduită pe umerii Moldovei. Atunci când trupele ruse vor cuceri acele locuri care din vechime au fost moldovenești, ele să nu fie puse sub o stăpânire deosebită, dar să fie alăturate Principatului Moldova. Este vorba de acele teritorii cucerite și transformate în raiale. La mijlocul anului 1771, clerul și boierii din Moldova se adresau cu o nouă depeșă lui Panin, șeful Colegiului Afacerilor Externe a Rusiei. Ei sperau să-și vadă patria în starea ei de altă dată și lărgirea ei în hotarele sale anterioare. Fraza dată exprimă cât se poate de limpede opțiunea politică a clerului, fără îndoială. Sintagma starea ei de altă dată exprimă situația de până la instaurarea suzeranității otomane, inclusiv și instituția domniei, de care fusese lipsită. Iar faptul că ei cer refacerea integrității teritoriale a țării în hotarele sale anterioare, adică până la cuceririle otomane, atestă o conștiință politică clară, o conștiință statală și nici de cum nu poate fi vorba despre o intrare în componența Imperiului Rus, cum de regulă sunt tratate documentele respective. În timpul războiului ruso-turc din 1787-1791, guvernul rus a utilizat fețele bisericești pentru rezolvarea problemelor politice. Petrov, istoricul militar rus pe care l-am amintit, scria că preoții ruși vizitau mănăstirile de la Sfântul Munte pentru a afla dispoziția minților din Grecia. Același autor ne spune că rușii, pentru o plată bună, recrutau spioni din rândurile localnicilor. Printre cei mai de bază din Moldova sunt enumerați un doctor, un major și protoiereul Mihail Strelbițchi. Acela apreciat de Nicolae Iorga că era și puțin tel spion. La 20 noiembrie 1787, Mihail Strelbițchi era în localitatea Kneazăvie. De aici el se adresa cu scrisoare Mitropolitului Moldovei Ion Gheucă, în care l-a anunțat despre plecarea sa tainică din Moldova. Din scrisoare aflăm că Mitropolitului Moldovei îi se mai trimitea o scrisoare de la contele Rumeanțe, pe care Mihail Strelbițchi a tradus-o el singur pe moldovenie, pentru a evita o eventuală scurgere de informații din partea traducătorilor spre cei ce nu sunt la unire în lucrurile cele de taină. Așadar, scrisoarea dată atestă limpede implicarea Mitropolitului Moldovei Leon Gheorghe în anumite negocieri secrete cu partea rusă, prin intermediul lui Mihail Strelbițchi, dar și faptul că el nu cunoștea limba rusă. Scrisoarea a trebuit să-i fie tradusă. Mihail Strelbițchi îl informa pe mitropolit că el a anunțat partea rusă despre situația din Moldova, despre dările în bani și în natură pe care le iau turcii, solicită de la mitropolit informații cu caracter militar, unde sunt concentrate trupele otomane, unde sunt mai puține.